El e? Domnul Dumitriu? Da, Marius Dumitriu. Salut. La dispoziția dumneavoastră. Ernest Franciscan Alde, practic eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Am înțeles de la colegii mei că ați avea o problemă în familie, cu soția. Da, am. Pe soția mea o cheamă Delia. Suntem căsătoriți de 5 ani. Bravo, mulți înainte. Mulțumesc, sper să fie și mai mulți. Copii aveți? Avem un băiețel, îl cheamă Florin, de 2 ani de zile. Bravo. De ceva timp, soția mea s-a răcit foarte mult de mine, deși este acasă. A zis că își caută un alt loc de muncă. Mereu spune că se duce la interviuri și își lasă copilul la mamă și îl lasă cam prea des. Și până acum a trecut atâta timp și nu și-a găsit un loc de muncă. Ce-i drept că și eu muncesc foarte mult, vin destul de obosit, dar și atunci, în scurtele momente pe care le avem, mă refuză, mă... A, vorbești despre viața voastră intimă. Da, păi, poșleau. Pe scurt, nu mai facem dragoste, absolut deloc. Înțeles. Și asta de cât timp? De vreo jumătate de an, poate chiar mai bine. Nu ai purtat niște discuții cu ea? De fiecare dată evită. Dacă nu dăm în ceartă, iese și fuge, spune că se duce la maică sa care ceva de discutat cu ea sau că iese la cumpărături cu nu știu ce prieten, închide ușa în nas. Bănuiesc că și ea e tânără, nu? Da, e 28 de ani. Aveți certuri dese? În ultima vreme am și încercat să nu mai am certuri cu ea, pentru că m-am săturat să îmi spun același lucru de fiecare dată, dar lasă-mă că sunt obosită. Deci eu aici nu vă înțeleg, adică timp ați avea la o adică dacă, să spunem că v-ați dori amândoi, timp da, v-ați putea face unul da, pentru timp celălalt. Ar fi, timp ar fi. Păi și de ce? De ce e refuzul ăsta din partea ei? La ce te gândești? Nu știu, mă gândesc poate are pe altcineva, nu știu. I-am găsit și lenjerie intimă, pe care eu nu o cunosc, n-am văzut-o niciodată probând-o. Opa, stai puțin, că ăsta e un alt detaliu. Da. Păi și unde ai găsit lenjeria asta? Era în coșul de rufe. Și nu am văzut-o niciodată probând așa ceva. Culmea, soția mea este foarte voluptoasă, foarte sexy. O iubesc de... nu mai pot și ea nu mi-a arătat mie... nimic. Și mi-e greu să cred că nu ar avea pe cineva. Bănuiești pe cineva? Nu am nicio bănuială, că dacă aș afla, cred că l-aș umorâ în bătaie, l-aș strânge de gât. Dacă mă despar de ea, mi-a și copilul, mi-a tot, casa e a mea. Dar te-ai gândit să te desparzi de ea? Nu vreau să mă despar de ea, dar dacă mă despar de ea... S-a pus problema? Adică ați avut vreodată discuție? Nu am discutat despre lucrul acesta, că nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Eu vreau să o întorc pe calea cea dreaptă, să fie înapoi soția mea și atât. Ești sigur că te înșală? Asta vreau să mă ajut să aflu. Dacă mă înșală... Ai instinctul tău ce spune? Cred că da, că altfel nu ajungeam până aici. Ok. Mai am o singură întrebare pentru tine. Tu simți că ea te mai iubește? Rare ori are momente de obicei, așa... De obicei că... la o întrebare de genul ăsta se răspunde simplu, da sau nu. Pare rău că te afli în situația asta. Eu o să încerc să aflu un răspuns pentru tine. În momentul în care consider că am suficiente date cât să-ți prezint un tablou cât mai complex, da, am să te contactez. E ok așa? Batem palma? Da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Sănătate. Hai băieți, să mergem să ne apucăm de treabă. Ora 9 și 20 de minute. Soții Dumitriu sunt acasă. Dragă. Lasă-mă la că iarăși a fost apa călăie. Nici măcar fierbinte nu a fost. Dar ce sexy ești. Nu vrei să vii lângă mine? Nu, acum că trebuie să mă văd cu Alexandra. Hai, să mergem la mine. Haide. Nu, te rog frumos să mă lași, că nu, nu am chef. Haide, draga mea, dar de ce? Pentru că pur și simplu nu am chef, te rog să mă lași, am spus, trebuie să mă văd cu Alexandra și nu pot să stau să... Haide, 5 minute. Nu, te rog frumos să nu mai insisti și să mă lași în pace. Minuțele. Refuzul Deliei este cât se poate de clar. Ce bărbat nu ar deveni suspicios dacă este refuzat constant de soția lui? Ora 10 și 15 minute. Delia pleacă de acasă. Detectivii nu o scapă din ochi. Din informațiile primite, detectivii știu că în acest bloc locuiesc prietenii lor buni de familie, Alexandra și Andrei. Bună! Hai că eu am ajuns! A, da,
e ok. Hai că te aștept. Câteva minute mai târziu, din bloc iese un bărbat. Bună! Hello, Mândru, ce faci? Uite, nu mă așteptam să cobor tu. Nu? Dar pe cine așteptai pe altceva? Da, o așteptam pe Alexandra să mergem la shopping. A, să-ți lăgești dezamăgită? Nu, nu sunt. A. Nu pot să fiu dezamăgită. I-am zis să cobor, mă, să simt de oră până să caute. Să caute niște galoși, niște ghete, nu știu dacă își caut până. Am înțeles. Cam greu cu ea. Această prezență masculină o face pe Delia să zâmbească instant. Stăteam de vorbă un pic cu al tău. Păi, ești și tu cu noi la cumpărături? Nu, 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 că eu am fost să am tot în treabă. Hai că dacă e, ne vedem mai târziu. Bine. Pa. 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 Se pare că bărbatul care i-a ținut companie Deliei este Andrei, partenerul de viață al Alexandrei. Ora 11. Delia și Alexandra sunt văzute intrând în mai multe magazine din apropierea cartierului în care locuiesc. Lingerie intimă. Adică mă gândeam să-i fac așa o surpriză lui Marius. Mersi. Din discuția celor două femei, se pare că Delia intenționează să se revanșeze față de soțul ei, pe care l-a tot refuzat. Deci mă bucur că am găsit culoarea asta, mi se pare așa frumoasă. E foarte frumoasă, dar a fost cam mult. Nu poți să zici că nu e frumoasă. Da, chiar îmi fac să-l nebunesc pe Marius. Păi asta e și ideea, să-l nebunesc. După mai multe ore petrecute cu Alexandra, Delia se întoarce acasă. Ora 18. Sărână, mamă! Ce faci? Soții Dumitriu primesc vizita mamei Deliei, care îl aduce pe micuțul Florin la părinții lui. Și mie mi-a fost dor de voi. Mulțumim că ai avut grijă de ăsta micu. Ai fost cuvinte la bunica, ea spune. Da? N-a plâns, nu? Așa, cât de cât întreba mami, tati. E cu minte. E cu minte, a fost un parc. Mulțumim că ai avut grijă de el. Cu mare plăcere, mamă. Hai să te duc în camera ta, hai. Hai că uite, hai tu, hai să ne jucăm. Hai. Du-te cu tati să te schimbi și după aceea când ne întorci ne jucăm. Cu tati, că cu mama ai fost. Săruna, mamă. Stai jos, mamă. Ce faci? Că vreau să vorbesc cu tine, neapărat. Ce? Păi și nu puteai să-mi spui la telefon? Păi da, ți-am spus. Stai jos. Mai e valabilă, te-ai gândit bine la problema aia, cu casa, cu... Mamă, dar nu am bani acum. Da, găsești tu și tu să fii plecat ăsta. Pe care tu îi cheltuiești în casa asta. Nu vreau să mă audă el. Banii pe care tu îi cheltuiești în casa asta puteai să-i dai la garsonieră. Da, eu am bătut palma deja cu ăla. Vrei să plătești ca mine? Trecem garsoniera pe numele meu și plătești tu. Eu i-am dat deja un avans. Eu ce job o să găsesc? Poate că găsești. Și astea în casă cu ce ai cumpărat? Și ai dat credit la casă, la casa asta care nu știu dacă o să fie a ta. Știu. Cât ai plătit credit? L-am dat. Nu contează cât. Dar acei bani puteai să nu știe el și să-i dai la garsonieră. Da, mă. Să fie casa ta. Și achită casa băiatul și găsește vreo mândruță și valea. Tu știi că ai crescut în casă cu mine și cu tatăl tău, ce viață grea am avut. Și am ajuns să ce? După toată munca și cât am investit eu în casa aia, să stau cu chirii eu, și mamă, cu... Eu, că eram mare, realizam și eu, și tocmai de asta trebuie să faci tu ceea ce eu n-am făcut. De ce aceste sfaturi? Are soacra ceva împotriva ginerelui? Ora 21:40. Delia primește un telefon. Da? Nu, nu pot în seara asta. Jos la cutia poștală? Acum? Bine, hai, rămâi cu mine în telefon. Oare cu cine vorbește în șoaptă la telefon? Ce-i asta? Mă, tu ce-ai făcut? Mi-ai luat o zgardă, tu vrei să trecem la următorul nivel? Da, ai pus-o de mult aici? Mă, și dacă venea Marius și o vedea, tu ai nebunit? Wow! Deliei i-a fost lăsat în cutia poștală ceva ce pare a fi un accesoriu erotic despre care, în mod evident, Marius habar nu are. Ora 8:30. Marius se pregătește să plece într-o delegație. Mă grăbesc. Te-am uitat la asta, mic, că a început să semene cu tine. Când era mic, semăna cu mine, dar acum, uite-te și tu, e bucățică ruptă.
Hai mai stai, te rog. Nu pot să stau, dragă. Te rog. Ia stai așa, mami. Stai așa. Hai, mă, iubire, te rog, 5 minute. Nu mai pot, mă grăbesc. 5 minute, te rog, serios, chiar trebuie să mă rog de soțul meu iubit. Hai bine, că stau. Te am. Apropo, vezi că astăzi trebuie să mă duc la bancă și am nevoie de bani. Păi, dar mai ai? Că ți-am lăsat. Nu, iubire, că s-au dus, a trebuit să fac cumpărături și toate astea, cât crezi că rezistă? Da, că ți-am zis, trebuie să mă duc să plătesc rata la credit și, na, am nevoie. Să te duci, te rog mult, să nu uităm că data trecută să întârziem, da? Stai liniștit că nu e niciun fel de problemă. O să-mi fie dor de tine. Hai, vin la tata să te pupe. Uuuu, hai, fugi să nu întârzi. Ți-ar fi cuminte să o ascult pe mami, da? Da. Așa, să faci la mami. Până la mami. Hai la mami. Hai la mami. Hai. Stai grijă de tine. Și ne auzim la telefon. Da? Vorbim, bineînțeles, te sun în fiecare seară. Vă sun, vă iubesc. Și noi te iubim. În urma imaginilor surprinse cu o zi în urmă, când Delia și-a refuzat soțul, detectivii se întreabă dacă aceasta nu joacă teatru acum și este afectoasă pentru că are nevoie de bani. La scurt timp după plecarea lui Marius, soacra lui vine iar în vizită. Are Delia de gând să urmeze planul ascuns al mamei sale? Vezi că eu trebuie să ajung la bancă și vezi cum faci cu banii ăia ca să-mi oprești să-ți plătesc la garsonieră ceva. Nu trebuie să știe el tot ce faci tu. Păi și o ce mai puțin și oprește și pentru garsonieră. Păi și o să vadă. Păi și ce zic? Nu vede, el nu te controlează. Spui că ți-a trebuit să-ți cumperi ceva. Foarte frumos, cumperi un lucru mai ieftin, spui că ai dat mai mult. Așa se procedează ca să poți să ai o economie. Și tu ce faci acum? Te duci la garsonieră? Nu, mă duc la bancă ca să văd ce fac, cum rezolv, să mai bag niște bani și acum tocmai că e bineveniț să-mi oprești și mie ceva din ei, să plătim în cont. Uite, ia așa și o să mă duc eu la... Cam puțin, da. Tu poți să stai copilul astăzi, costa mic? Mama, îmi pare rău, eu mă cam grăbesc. Astăzi nu cred că voi reuși, amână-ți treaba pentru mâine, mâine fac tot posibilul să-l iau la mine. Bine. Dumnezeule! Delia își păcălește soțul și, în loc să plătească creditul apartamentului în care locuiește, s-a lăsat convinsă de mama ei să investească banii într-o altă locuință. Ora 13. Delia iese cu Florin din bloc. Bună, iubita, ce faci? Ești acasă? Auzi, uite de ce te-am deranjat și eu. Poți și tu să stai astăzi cu Florin, că eu am ceva treburi de rezolvat cu mama și nu am cu cine să las pe ăsta mic. Ce treabă mai are Delia? Pentru că, din câte s-a putut vedea, a încheiat socotelile cu mama ei pe această zi. Pentru o investigație cât mai detaliată, detectivii reușesc să monteze camere în locuința Alexandrei, prietena Deliei. Și vreau să văd dacă aveți o problemă, ceva la calorifere, dumneavoastră. Sigur. Delia ajunge cu Florin la Alexandra. În casă îi primește Andrei, soțul Alexandrei. Unde e Alexandra? Pe jos. Ah. Hai, vine aici, mai bine îl duc eu în partea cealaltă unde are jucăriile și... Sau, da. Da? Hai cu mami. Hai, Florin. Ce faci, singur el? N-ai nicio treabă? Păi, stai, am la trezor, mă. Uită-mă la treabă. Ce faci tu? Măi, ce frumos să te faci, poziția trece. Haide, nu știu. Mi-auzi. Ce melodie interesantă. Așa, și? Nu știu. Wow! Invitație la dans și mângâieri nu tocmai prietenești. Apropierea dintre cei doi stă acum sub un mare semn de întrebare. Hai să ne rog Alexandra să ne prindă. Da. Da, cât se poate spune, na. Oricum, suntem bine. Uite că a venit și Alexandra. Bună! Ce faci? Bine, tu ce faci? Uite, am venit de la magazin. Mă așteptam să te găsesc acasă și tu când colo ai plecat. Păi... Ai cumpărat alea, iubirea? Da, iubirea, am cumpărat și am luat și eu jucăria lui amic, că știam că vine.
Da, păi să știi că l-am pus la voi în dormitor, că era cam obosit. Da, păi mă duc și eu să văd ce face și mă întorc. Fugi. Da? Ok. O dulceață de băiat. Da, mersi. Serios, eu sunt profund îndrăgostită de el. Abia aștept să facem și noi unul. Și tot așa frumos. Și zici? Vreau să facem iubita mea și noi un copil. Da, mă, iubita, hai că eu o să plec. O să dau o fugă până la sală. Hai că nu o să stau mult. Te pup. Pa, iubire. Pa. Pa. Iubita, eu fug acum că am întâlnire și nu mai pot să stau. Dar oricum te sun și ți-am zis, încerc să termin cât mai repede ca să vin să-l iau pe Florin de aici. Ok. Pe scara blocului, Delia așteaptă liftul. Ce faci aici? Singură. Hai să vezi că nu puteți să ieșim împreună, da? Da, știu, lasă că mă duc eu prima și pe ce. Vreau să te uiți la geam să nu ne vedem. Da, da, da. Oh, câtă perversitate să-și lase copilul în grija femeii cu al cărei bărbat are o idilă. Bună, hai că poți să cobori. Hai, vino. Nu, mă, nu se vede. Ce aia e nebunit, am stat eu acum și m-am uitat. Bine. Rușinos. După ce s-a asigurat că nu sunt văzuți, femeia își vede de drum. După câteva secunde, Andrei îi pășește pe urme. Naturalețea cu care cei doi acționează sugerează că au pus bine la punct un sistem prin care să nu se dea de gol. Ora 14:15 minute. Cu același sistem de precauție, iubiții secreți intră în blocul unde locuiește Delia. Fără asta pe gânduri, amanții trec direct la fapte. Andrei, parcă e la el acasă. Soția lui se duce în grabă să-l recupereze pe micuțul Florin. Păcat! Ce fel de mamă să fii să-ți lași copiii printre străini ca să ai parte de o aventură? Bietul ei soț. Detectivii se întreabă de câte ori a mai făcut această mamă lucrurile acestea. Ora 17:45 de minute. Familia Dumitriu primește invitați la o mică petrecere de relaxare pe care a organizat-o. Cu ce vă servesc? Vreți ceva de băut? Da, da, de ce nu? Desfac roșu, alb, fetele. Roșu, e mult mai bine. Te duci și aduci tu un scaun, te rog, da, ca mă, să nu stăm... Da, mă duc, stai liniștit, că mă descurc, cunosc casă, sunt de-al casei. Chiar mă gândeam, chiar mă gândeam astăzi cum ne-am cunoscut, adică ce mică e lumea, adică ce șanse erau să fim și vecini și să rămânem și prieteni până la urmă. Da, foarte corect. N-ar fi rău să mai încercăm încă o vacanță. Ce da. Spuneți? De data asta la munte? Chiar am vorbit cu Marius. Ar fi undeva. Da, nu sună rău. Hai să ciocnim. Bine ați venit sănătoși. Bine v-am găsit. Și ar trebui bune. Să mai treceți și să repetăm asta. Băi, am nimerit vinul. Foarte bun. Da, chiar foarte, este foarte, foarte bun. Mă duc să văd ce face cel mic. Trebuie să vină și mama, că o să-l ia ea. Ok, ok. Este greu că nu văd în fiecare clipă și crește așa de repede, nici nu știu da, când. Observ diferențele mai repede. Dar îmi place foarte mult că e foarte vorbăreț, e educat așa, e. Vorbeam acum cu el, dacă îl vezi ce vorbește, n-ai treabă bună cu el. Seara, să-l pup pe tata. Ia uite-l, mă. A, vine la tata. Maica. Ce a fost? A venit mama, gata? Da, trebuie să ajung într-un minut, mi-a dat mesaj acum. Hai, pa, tati. Mami? Pupă-le pe fete, pupă-le pe fete. Bravo, 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 așa. Hai că eu merg să-l duc pe ăsta mic la mama. Hai, iubire. Bine. Și... Iubire, mă duc și să văd ce face doamna Gina, că n-am mai văzut-o de mult. Mergi. Cât timp soțiile îl duc pe micuț la bunica, Marius și așa zisul său prieten rămân de vorbă. S-a cam răcit așa și vreau să ieșim din tipare, să revenim un pic, nu știu.
Cine mă, Delia? De cine vorbești aici? Da, de Delia, de cine altcineva? Nu mai știu ce să fac. Calmează-te, mă, frate, puțin, băie, deci fii atent, deci... știi foarte bine că ți-l atinui ca la fratele meu, ești prieten bun cu mine și... Fii atent, deci eu o să fiu cu ochii în patru și dacă simt că e vreun bulangiu care se bagă între voi, eu mă ocup de el. Deci ți-l calc pe cap. Dar eu sunt convins că te iubește și nu și-ar batea joc de tine, mai ales în momentul în care aveți și un copil. Ipocrizie de rang înalt și un joc actoricesc pentru care Andrei ar putea primi aplauze. Voi ce ați făcut? Uite, stăteam, vorbeam și noi. Și noi ca băieți, am mai vorbit de una de alta. Să știi. Foarte bine. Să fim bine și sănătoși și fericiți. Noroc, draga mea soție. Noroc, iubitule. Noroc. Noroc. Noroc, iubire. Numai de noroc nu e cazul. Această întâlnire este mai degrabă o paradă a lipsei de scrupule și a trădării usturătoare. Iubire. Doamne, mi-e cam somn, vrei să mergem? Dacă vrei, mergi în camera copilului și... Da, chiar că și așa nu e nimeni. Ce-or fi pus amanții în băutura Alexandrei, te-a luat-o așa un somn. E clar că ceva nu este în regulă. Doamne, m-am luat capul de la vinul ăsta, de unde l-ai adus? Mă, e bun să știi, de regulă. Da, e chiar foarte bun, e dulce, dar te duce. Da, e bun vinul și îmi place, cel puțin e pe adus ăsta, dar mai mereu. Întinde un pic în pat. Hai, ia și întinde-te aici, mă. Te rog să mă scuzi, dar... Ia și întinde-te aici, stai liniștit, stai acolo jos. Întinde-te. M-am luat rău de tot. Ups, și soțul a fost lovit de un somn brusc? Ei, deja avem de-a face cu o mizerie umană mai mare decât ne așteptam. Detectivii se întreabă cum de cei doi încornorați nu-și pun niciun semn de întrebare niciodată. Dorm? Te-am strășit pe boul ăla, l-am pus de acum. Cu probe clare și șocante, Ernest ia legătura cu Marius pentru a-l trezi la o realitate cruntă. Salut, Marius. Salut, Ernest. Ia spune, ce ai aflat? Bănuiala ta se adeverește. Mă tem că soția ta are pe cineva. Îmi pare rău. Nu-mi vine să cred. Vreau să văd ceva. Arată-mi și mie, arată-mi dovezi ceva. Calmează-te, nițel. Tot acest timp credeam că sunt eu de vină. În momentul de față, eu sunt lângă blocul tău. Cobor imediat. Salutare. Bună. Văd că tremuri. Lasă-mă că nu revin. Cum a putut să fac așa ceva? Cum a putut să mă înșel? Cum? Cu bună știință? Cu cine m-a înșelat? Vreau să fii tare și vreau să încerci să te controlezi, nițel. Dă-i drumul să văd. Mai repede, te rog. Nu pot în seara asta. Auzi, nu mai bine rămâi tu acasă cu mândra ta, că și așa am aflat că răsfeți cu cercei, cadouri, toate cele. Asta e și o discuție telefonică pe care am surprins-o în prima zi a investigației. Mai ții minte când îți spuneam că ar fi foarte, foarte indicat să montăm camere în apartament, exact pentru genul acesta de discuții telefonice. Și e geloasă? Pentru ce e geloasă? Pentru ce? Tipul cu care te înșală, e căsătorit. Doamne! Și cum poți să stea cu el? Dacă are... Bărbatul e căsătorit, ea ce caută cu ăla? E căsătorită cu mine! Ce, nu ești nebun? Jos la cutia poștală? Acum? Bine, hai, rămâi cu mine în telefon. Ce-i asta? Tu ce ai făcut? Mi-ai luat o zgardă? Tu vrei să trecem la următorul nivel? Dar ai văzut ce a zis? Că vrea să trec la următorul nivel. Cu mine nu s-a culcat de atâtea luni de zile. Probabil de asta nu se mai culcă cu tine. Pentru că așa cum ai bănuit, așa cum ai intuit, are cu cine să se culce. Vreau să remarci un alt aspect. Băiatul știe unde stați? Da, ai pus-o de mult aici? Mă, și dacă venea Marius și o vedea, tu ai nebunit? Te trângeam de gât cu ea, asta făceam. I-a menționat amantului ei la telefon de tine. Înseamnă că mă știe, mă cunoaște. I-o fi arătat de cine să se ferească.
Vreau să văd cine, nu știu, dă-mi mai departe. Păi, mi-aduci aminte? Da, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Ce s-a întâmplat? Am stat de vorbă cu prietenul meu și m-am destăinuit la un anumit moment în care o luasem pe ulei, să zic așa, da, de Andrei. Andrei. E un prieten bun de familie. Și Andrei ce sfat ți-a dat? Andrei mi-a zis că nu, că Delia nu mă înșeală, că Delia mă iubește. Știi foarte bine că țin la tine ca la fratele meu, ești prieten bun cu mine și... Deci eu o să fiu cu ochii în patru și dacă simt că e vreun bulangiu care se bagă între voi, eu mă ocup de el. Deci ți-l calc pe cap. De la soția ta ai auzit ceva? Poate ele sunt fete și au discutat împreună, bă, poate... Nu, cel puțin nu mi-a zis nimic Alexandra. Îți imaginez că dacă era ceva, îți spuneam imediat și te anunțam, te puneam în temă. Ai mai tânăr decât tine, Andrei? Da. Și e mai trecut prin viață sau cum? Marius, cu tine vorbesc. Am zis că e un prieten și că îmi dă un sfat bun și trebuia să vorbesc cu cineva. Uite-te aici, cu grijă. Ce face? Tu ai mai băut cu omul ăsta? Da, am fost într-un concediu împreună, dar nu... Ai stat în compania lui, e o persoană de încredere. Da, am petrecut și era prietenul meu. Ce a făcut? A vrut să mă trezească? Dă-i să văd în continuare. Și? Tu dormeai în sufragerie. Unde am stai? Dorm. Te-am strășit pe boul ăla, l-am pus dracu în cap, dorm. Eu sunt bun. Am mișcat-o. Vezi că asta îmi dorme ușor. Am verificat-o eu. Nu știi, să te rog, amantul soției tale, Andrei. Nu-mi vine să cred. Și eu m-am destăinuit lui? Lui? Era pentru prima oară când vorbeați despre problemele din căsnicia voastră? Da, nu obișnuiesc să fac lucrul ăsta. Sfaturi bune ți-a dat omul, ce să zic. Am și găsit cu. Lasă-o puțin. Sigur că da. De ce tocmai cu el? Mai bine era unul care nu-l cunoșteam și cum a îndrăznit. Nu tu realizezi situația în care te afli? Tu realizezi că nevastă sa dormea în camera fiului tău și că tu erai în sufragerie? Mă pun în postura ta pentru că și eu am un băiețel de aceeași vârstă cu fiul tău. Și sincer și mie mi-ar fugi lumea de sub picioare. Soția ta este nebunită după acest Andrei. Da, suficient, nu cu mine. De asta suficient nu mai... de nebunită cât să se riște să facă așa ceva. Nu știu, nu pot să dau seama. Aici nu e vorba de o escapadă, aici nu e vorba de o rătăcire. E clar că aici... se poate ceva timp dacă au îndrăznit să se culce în patul meu, în dormitorul meu. Amice, ce măsură o vei putea aduce pe calea cea bună? Nu e vorba de o rătăcire, nu e ca și când... Aici e vorba de copilul meu. Nu mai contează, e vorba de... Și tu ești dispus să faci ce? Să trăiești o viață alături de o femeie doar pentru că ai un copil? Nu o să poți. Putem merge la Alexandra? Dacă tu-ți dorești asta, da. Da, chiar și vreau. Și mi se pare corect și onest ca să afle și ea. Și a fost luată de fraiere. Mai ales că ea nu se află în situația în care vă aflați voi să aibă și un copil. În numele prieteniei pe care i-o poartă Alexandrei, Marius ține să-i dezvăluie și acestea adevărul. Și sigur că vrei să faci asta? Da, trebuie să fac așa ceva. Poate știu mai încet să nu se sperie femeia. Bună, Alexandra! Sărut mâna, doamna Grecu! Plus că te deranjez. Ernest Francis, canal de Ochii din Umbră. Da, știu, bună ziua. Aveți idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Da, dar ce s-a întâmplat? Ar fi vorba despre... Trebuie să vorbiți ceva cu tine, dar aș prefera înăuntru, dacă se poate, să nu ne audă toți vecinii. Okay, și vorba despre soția dânsului. Cu Delia? Ce-a făcut? Discutăm înăuntru, okay, te rog. Ok, intrați. Putem să intrăm și noi? Da, sigur. Ok, hai, băieți. Da, vreau să știu ce s-a întâmplat cu Delia. Mă scuzați mai o secundă că, na, treabă prin casă. Nu, dumneavoastră să ne scuzați pe noi că am dat buzna așa. Ce s-a întâmplat, Alexandra, cu Delia? Nu știu ce să mă mai fac.
Da, de ce? Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? De ce e toată lumea așa? Are pe de... altcineva. Ce fac eu cu Florin? Păi ce stai fac? stai mă, că eu m-am văzut acum câteva zile cu ea, era ok. Liniștește-te, serios, vrei un pahar cu apă? Da, du-mi un pahar cu apă, da? Te rog. Da, o secundă. Voi ați ieșit în oraș, nu ți-a zis nimic? Nu mi-a spus absolut nimic. Absolut nimic. Absolut nimic nu mi-a spus. Doamnă, eu vă aduc la cunoștință următoarele. Prietena dumneavoastră e cu două fețe. Ne cunoaștem de destul de mulți ani și o consider ca sora mea, adică... Și bănuiesc că și pentru ea e la fel, Doamne, vă dați seama. Știi, eu nu spun că ar fi o problemă că l-a lăsat pe copil cu tine. Dar tatăl copilului știa că băiețelul lui Florin este la bunică sa. De câte ori l-a lăsat pe săptămână la tine? 4 ore, 3-4 ore. Și prietena ta, Delia, făcea chestia asta ca să se poată întâlni cu amantul ei, înțelegi? Ca să poată să aibă mână liberă. Ea mi-a spunea că are treabă, că trebuie să se ducă la bancă, interviu, că interviuri, asta, asta îi spunea că... și lui. Asta îi spunea și lui. Eu nu pot să cred. Dar tu ce ai văzut? Că bănuiesc că domnul Ernest ți-a arătat că n-a... S-au giugiulit în patul meu! Acolo s-au apucat. În altă parte n-au găsit un hotel, altceva nu. Doamnă, vreau să vă aduc la cunoștință că inclusiv în casa dumneavoastră au fost montate camere de supraveghere. Când? La un moment dat, un coleg de-al meu, sub acoperire, a venit, a bătut la ușă, a pretins că este de la administrația blocului, o problemă cu inundația. Vă mai aduceți aminte? Da, da, destul de bine. Există mai multe motive pentru care am luat această decizie. Unul dintre motive ar fi Florin, băiețelul, care petrece așa destul de mult timp în compania dumneavoastră. Așa? Un al doilea motiv. Iarăși tu, Ernest, te rog. Dorm? Te-am strășit pe băul ăla, l-am pus dracu în cap, dorm. Da, asta dracu. Pare rău, doamnă, că trebuie să vă arăt lucrurile astea. Vezi cu cine? Vezi? Este vorba despre soțul dumneavoastră, domnul Andrei Grecu. Doamnă, se întâmpla în timp ce și dumneavoastră erați în acel apartament. Dormeați în camera copilului. Domnul Marius era în sufragerie, căzut lat pe canapea. Vă puteți da seama ce se întâmplă între soțul dumneavoastră și soția dânsului? Dacă ei și-au permis să facă lucrurile astea? Dar tu ești acasă toată ziua cu Andrei. Nu ai observat nimic, Alexandra, nimic. Tu ești acasă. Nu, n-am observat. Ce vrei să zic? Că n-am observat, că l-am înșală în față și eu nu știam. Da, păi de mine ce mai zici? Că l-am pe Florin, care e mic și are 2 anișori. Serios, chiar îmi dau seama, dar niciodată nu am mirosit, niciodată nu s-a comportat altfel, pentru că atunci când înșeli, serios, te comporți altfel. Devii mult mai rece cu femeia de lângă tine. Vă mai aduceți aminte ziua, doamne? O să dau o fugă până la sală. Hai că nu o să stau mult. Bine, iubita mea, te pup. Pa, iubirea. Nu-ți face probleme. Iubita, eu fug acum că am o întâlnire și nu mai pot să stau. Dar oricum te sun și ți-am zis, încerc să termin cât mai repede ca să vin să-l iau pe Florin de aici. Cam cât timp? Nici vă amintiți? Cam cât timp a trecut de când a plecat soțul dumneavoastră? 2-3 minute maxim. 2-3 minute? Da. Ce convenabil, dumneavoastră rămâneți cu copilul. Ce faci aici? Mai e nebunită și hai să mergem. Hai să mergem. Unde să mergem? La mine. Că sunt singură. Deci nu pot să cred, mă. Unde sunt? Spuneți-mi, vă rog, unde sunt? În fața liftului, la 5 metri de aici. Dacă ieșeam copilul. Pe scară, da? Dacă ieșeam eu. Pe scară, da? Da. Adică acolo, la țeava de gaz, da? Da, pe care o puteți vedea de aici, de la vizor. Da. Frumos așa. Deci nu pot să cred, mă, cam cât de nesimțit. Și nu i-am văzut și nici de vecinii tăi, măcar. De babele din bloc care stau la bârfă toată ziua. Asta se numește nesimțire. Uitați-vă aici, pasiune, uitați-vă aici, că oamenii nu mai Vai pot aștepta, mine, dar un clocot. Nu pot să cred, deci îl omor, îl omor. E foarte convenabil, tu ai grijă de copilul meu și eu sunt la serviciu. Noi avem cum să-i deranjăm. Mă duc eu pe parte, te tu pe parte să nu ne vadă. A, uite că acum sunt la tine în casă. Aici e patul care o pui cu domnul Marius? Poftim? Tocmai am aflat de la Alexandra că i-ai făcut cadou o berche de cercei, că ați făcut amori. Da. Adică tocmai tu mă întrebi, asta mi se pare un pic penibil. Păi ce treabă are, mă? Eu cu Alexandra trebuie să fiu atent și cu ea. Nu trebuie să te îndebănuit, nu? Cum nu sunt atent cu tine? Unde sunt acum? Deci nu...
Cum adică ai luat-o? Am luat-o împreună pe ea. Pentru tine? Pentru mine? Da, și chiar abia așteptam. Eu nu am văzut o lejerie aia niciodată. Niciodată n-am văzut Marius, o lejerie aia. Marius, eu abia așteptam să-mi povestească cum a fost întâlnirea voastră romantică. Adică voi asta discutați? Ce și cum? Da. Nu, de curiozitate ți-a povestit și cum a fost. A fost frumos că eu nu mi-aduc aminte. Și stai să ți-a vezi. Ți-a povestit, spune-mi și mie. Da, stai, el mie stai să vezi. Că ai fost uite-te, te rog, invitat. Aici. E ce faci, ești bine, copilul e bine, doarme, nu doarme. Și eu ca prostul mă dau de gol. Că vin acasă mai devreme. Să-mi văd soția iubită. Unde era Florin? La mine. Mie mi-a zis da, că ce se mai bucură că e acasă. Doamne, fără că nu pot să form. Cam cât de proastă am putut fi. Sincer, vă întreb pe voi că sunteți bărbați. Da. Cât de cam ca mine, cam ca mine așa de prost. Și în cazul tău să știi că își mai bagă cineva coada. În toată povestea asta. În cazul meu? Nu, în cazul tău. Cum te înțelegi cu soacră ta? Cu mama? Marius, cu tine vorbesc. General, mă înțeleg foarte bine. Adică vine, mi-a copilul de acasă, are grijă de el. Mă înțeleg bine. Nu am probleme. Nu am ce să-i spun. Trezește-te la realitate, nițel. Te-ai gândit bine la problema la ce? Aia, cu casa, cu... Mamă, dar nu am bani acum. Nu vreau să mă audă el. Banii pe care tu îi cheltuiești în casa asta puteți să-i dai la garsonieră. Da, eu am bătut palma deja cu ăla. Banii mei pe o garsonieră? Care garsonieră? Eu n-am nicio garsonieră pe numele meu. Dă drumul la bani. Vrei să plătești ca mine? Unde? Tu vrei să plătești? Tu știi viața mea cu tatăl tău, da? Dar unde să fac rost de bani? Vrei să găsești o soluție. Ce-a pățit ea? Despre ce vorbește acolo soacră ta? Care-i viața? Dintr-o familie cu părinți despărțiți. Iar maică s-a trăit cu chirie după ce taică s-a luat apartamentul. Banii pe care îi cheltuiești aici să-ți cumperi mobilier sau să-ți faci îmbunătățiri. Da, mamă, dar nu poți să-i iau și lui ce uite, îi spun. Ceva? Trece în garsoniera pe numele meu și plătești tu. De ce se bagă mama soacră în casa mea? Ce treabă e aia? Eu i-am împrumutat bani și ea tot nu are bani. Cui? Deci eu îi împrumut bani frecvent. Deliei? Da! Că-mi zice că tu nu-i dai bani. Și mie îmi cere mereu bani. Dăm bani pentru aia, dăm bani pentru aia. El muncește de dimineața până seara, dar aia nu e acasă. Casă, dăm bani pentru tot. Și ea mereu nu are bani. Unde se duc banii ăștia? Pe casa lui Măsa? Unde se duce? Vorbim despre niște sume mici sau sume mari de bani? Destul de mari și destul de dese. Cât ai dat acum? Cât ai plătit credit? Am dat. Nu puteam să cot. Acei bani puteai să nu știe el și să-i dai la... garsonieră. Soacră ta s-a plâns vreodată de tine sau știai că are dorințe din astea? Sunt cel mai bun ginere, sunt cel mai respectos, cel mai atent. Sunt bune. N-am nicio... Te bârfește pe la spate. O viperă. Deci uite ce învață pe fiică sa. Cumperi un lucru mai ieftin, spui că ai dat mai mult. Așa se procedează ca să poți să ai o economie. Mă duc la bancă ca să văd ce fac, cum rezolv. Să mai bag niște bani și acum tocmai că e bine venit să ne oprești și mie ceva din ei să plătim în cont. Uite, ia așa și o să mă duc eu la... Cam puțin, bancă. Da. Eu nu știu cum să-mi văd capul de treabă, să fac ce să fac, să aduc bani acasă, să-mi plătesc apartamentul cât mai repede și aduce bani la Măsa. Nu, maică s-ai cere să fac asta. Eu nu-i mai dau niciun ban, nimic, să zboare pe ușa afară, pe geam, să zboare pe unde Marius, vrea. Marius, acum e mult prea, de, mult prea târziu, serios. Pe cine păcălim? Că oricum știi foarte bine, de acum încolo nu o să mai ai nicio legătură cu femeia asta. Nu vorbi tu de păcălit, da? Deci nu vorbi tu de păcălit. Nu vorbi tu de păcălit. Cine te descosea pe tine? Încearcă și tu să faci mai pe inabordabila, să nu mai fii tot timpul atât de drăguță și atât de iubire în sus, iubire în jos, tot timpul da, ai dreptate și să accepti tot ce-ți spune el. Nu e nici primul, nici ultimul bărbat dacă stăm să ne gândim. Nu-ți bate capul să faci acum repede copil, ascultă-mă ce zic. De ce ți cerea ea lucrurile astea, nu? Nu ca să te îndepărteze de fapt de soțul tău? Ba da, fix asta făcea. Deci fix asta făcea, nu mai vreau să mă mai uit. Mi-a ajuns până peste cap. Alexandra, eu mă duc să mă confrunt cu ei. Vin cu tine, nici nu intră în discuție să te las. Să văd de copilul meu și de viața mea separat de Delia. Bine, hai mă duc să mergi și te schimbă și nu o să vă aștept în jos la mașină. Marius și Alexandra duc acum aceeași cruce. Amândoi înșelați în dragoste, amândoi trădați în prietenie, vor să-și înfrunte partenerii. Bună, uite-te, eu sunt în continuare
La apartamentul familiei Grecu așteptăm și pe doamna Grecu să coboare. Vrea să vină și dânsa cu noi. Așa. Dăm detalii, spunem de unde iau pe porumbei. Sunt la noua garsonieră, tot în Bergen, pe strada Șoltanului. Garsoniera mamei ei, mamei Deliei. Au ajuns de mult acolo, ai idee că deja se întunecă, mi-este să nu plece pentru că la un moment dat trebuie să meargă să-l ia pe cel mic. Sunt la garsonieră, la maică sa, de mai bine de o oră. Nu știu dacă o mai așteptăm pe Alexandra. Nu mai se prinde. De destul de mult timp pe doamna Grecu, care nu știu ce face, mi-este să nu-l sune pe soțul ei. Calm, stai calm, te rog frumos. Ce mă, cu soția ta? Ce ai făcut, mă, ce frate? Ce faci, mă? Parcă mi erai prieten, mă. Ce ai făcut, parcă mă, frate? Parcă mi erai prieten, mă, te zi cu ea? Ce vorbești, ea, stai, în fotul meu, mă, ce cauți, mă? Ce s-a f***a cu nevasta, ce ești? Dacă tu ești, mă, debilule. Stai, mă, ce ai? Dar cum ți se pare? Dar cum ți se pare, ce suntem prieteni? Da, și prietenii se pupa pe gură? Nu ne-am pupat pe gură, m-am pupat pe obraz. Da, pe obraz, ce ai? Noi bot în bot ăla-i obraz. Băi, nu este așa, potolește-te. Băi, Elia. Marius, Elia, și tu ce cauți cu ăsta? Dar ce cauți cu ăsta? Ce cauți cu ăsta? Măi, băi, ce aici, aici sunt interviurile. În picioare te... Am unde ai venit la maică ta și te ții cu el de mână? Da, nu, zi, mă, pur și simplu mă durea încheietura. Am venit la mama să ajutăm. Te durea și-ți masa încheietura, a? Da, masa încheietura. Și bucile când te durea la fel, nu? Ai idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Nu știu cine sunteți, că nu am Ernest Francis, canal de Ochii din Umbră. Soțul tău a apelat la acest program, în camera ta, în casa ta, în apartamentul tău, au fost montate camere de supraveghere. Da, ai fost filată vreme de 10 zile. Dar nu, atâta timp. Da, prieten, care se pupă pe gură. Nu, tocmai de asta trebuia să mă înșel, tocmai cu el, nu altcineva n-ai găsit? Și tu parcă mi-erai prieten, mă. Așa, hal de prieten ești tu, mă, hal de prieten ești tu, mă. Ce-am făcut eu, mă? Ce-am făcut, demonstrează-mi. Îmi dai sfaturi, mă? Și tu te-ai culcat cu el, nu? Nu ai nicio treabă, sunteți doar prieteni buni și atât. Nu, este nimeni, mă, frate. Arată-i el, frumos. Deci suntem prieteni de atâta timp. Ne cunoaștem de atâta timp. Nu s-a întâmplat absolut nimic între voi. Eu îți repet încă o dată, în apartamentul tău au fost montate camere. Chiar nu ai nimic de mărturisit soțului tău? Nu, stai puțin, dar tu ai montat, pleacă de aici cu camera asta. Nu, tu nu pleacă nicăieri camera. Da, tu ai montat camere ca să ce? Băi, mai ca să dovedesc nebunit. Și eu ceva, să am și eu o dovadă în instanță. Tu mai pulci cu soțul tău de vreo 6 luni de zile? Păi pentru că avem copil, pentru că sunt obosită. Copilul are 2 ani, văd că ești foarte fresh, văd că n-ai niciun cearcăn, văd că ești foarte ok. Dar... Te mai întreb încă o dată, ești sigură că nu s-a întâmplat nimic în apartament? Nu. Între tine și Andrei? Nu s-a întâmplat nimic. Ești ferm convinsă de asta, da? Da, sunt. Îți mai aduci aminte? Da, asta e la petrecerea noastră pe care am dat-o. Și în dormitorul vostru conjugal ce se întâmpla? Nu s-a întâmplat nimic. Ce să se întâmple? Am fost să văd copilul. Asta e nimic, da? Asta e nimic. Asta e nimic? Nu, i-am verificat. Așa ai tu grijă de copilul nostru?
Da, sau și de ce el? Să fac? Să stau toată ziua în grijă de copii? Da, asta e nimic, asta se cheamă că e nimic. Să facă o mamă. Cum îți permiți, mă, tu? Ce să-mi permit, mă? V-am văzut aici, nu, niciun iubita. Lasă-mă cu iubita. Da, vrei dovezi? Da, când ai culcat la Marius în dormitor cu ea? În furoul ăla pe care l-am luat cu ea, ăla roz. Vreau să văd, vreau să văd. Vrei să vezi? Stai, da, zic că vin nu imediat. Nu cred așa ceva, n-am făcut așa tu pe ceva. Da, nu, nu, de aici, că nu. Nici deci când am venit eu de la magazin și tu ai dansat cu ea. Eu? Da, tu. Dar știi că îmi place mie să danseze și ce-i? Și crezi că eu-s nebună și inventez asta? Arată-mi, vreau să văd. Cu cine te-ai dus tu la sală? Ești nebună. Omule, da, merg la sală să arăt bine. Da, să mor tu. Nu vrei un bărbat frumos lângă tine? Da, ca să se culce cu alte. Mă, du-te unde ești, că n-am făcut așa una. Ceva. Păi ce treabă am eu cu ea, e prietenă cu noi, dar nu mi-am tras-o cu ea. Da, stai să tragi, mă, cu ea? Să mor tu că nu ți-ai tras-o cu ea. Nu mi-am tras-o, mă, deci pe bune, la modul serios, chiar nu mi-am tras-o. Ce, ai nebunit? Deci la modul serios, îți jur, știi că nu te înșel. Hai, lasă-mă cu juratul tău atât. Și ia, ia, vino, vino la tu vezi, vino la tu vezi. O mamă asta trebuie să facă să aibă grijă de copilul ei, cât bărbatul este la muncă și... Da, da, eu nu vreau să stau la cratiță. Asta ce, și el zicea că nu e nimic da. Între ei, nu? Nu se întâmplă nimic între tu voi, nu? Dovezi. Nu e nimic între voi doi. Da, mă, frate, și ce se fac la asta? Da, ok, și da, mai bine ca tine cum și cu asta, asta care cum mă dar nici să vă păi da, mă, dacă asta a făcut, cum? Nu e nimic între tine și omul ăsta, nu? Da, nimic, nu? Ok, am greșit și ce? Ai greșit? Ai greșit? Asta numești tu greșeală? De câte ori nu te-am întrebat, Delia, ce e cu tine? Mă, omule, ești tot timpul la muncă. Și de ce nu mi-ai spus lucrul ăsta? Deci m-am de ce nu mi-ai spus lucrul ăsta până acum? Cum adică e tot timpul la muncă? Păi și cine vă întreține pe voi? Tu crezi că el... Fazele cu maică ta ce sunt? Băi, lasă-mă. Ți-ai luat garsonieră? Stai puțin. Ți-ai luat garsonieră cu maica ta pe banii mei? Nu este adevărat nimic. Nu e adevărat? Nu știu. Dar am văzut filmări în care te învață maica ta fel de fel de chestii. Da, bine, bine, mă învață și mama așa. Și ne dezbină familia. Nu, nu. De ce ai făcut asta soțului tău? De ce? Ernest, pentru simplu motiv că el e tot timpul plecat. Cine vă întreține? A, băi, deci dacă el nu este plecat la muncă, voi din ce supraviețuiți? De ce trăiți? N-am vorbit cu tine de atâtea ori. Trebuia să vii să vorbești cu mine. Am vorbit de atâtea ori și mai mai evitat. Da, păi vroiam și eu. A, și te-am dus în altă parte să-i sex, nu? Lasă-mă! Nu-s bună? Nu ești, frate, deci în atâția ani ți-am zis să facem, să dregem la să facem, să dregem ce? Da? Când ți-am zis de kinky, de nebunii, de asta ai început să râzi de mine. Te-ai zis mai prâlu măta. Ei, poftim, ia! Așa se face. Serios, da, nu ți-am îndeplinit nicio ție, nicio fantezie, e, nu? Nu, ea mi-a îndeplinit-o, face mai bine ca tine. Da, mă bucur, pe atunci, frățică, du-te și rămâi cu ea păi să-ți cum vrei tu. Perfect. Da, mă bucur, mă bucur. Minunat. Da? Da, bucură. Bine. Ia, zâmbește să te văd. Mamă, dacă îți trag un dos de pumn, te lipezi de toate da, blocurile. Mă, bine, bine, bine. Mă! Așa. Ei, mă calci pe picioare, nu mă calci pe picioare, lasă că mă calcă ea în altă parte. Da? Face mai bine. Da? Da. Asta e problema noastră, trebuia să discutăm noi. E o problemă voi. Mare. Și da, soțul tău a încercat să o discute cu tine. Lu Florin. Soțul tău, adică neci că a încercat să discute cu tine, că aveți probleme? Ce îi spun? Ba, el voia să știe de ce nu mi-o mai trag cu el. Ce e asta? Ia dă-te mă așa. Și atenție ce de ce nu-i oferi. Ce mai poza aia, mă? Ia întoarce mă tu ăsta de... De ce vorbești tu cine așa? Ești, mă, securi, de ce vorbești ești, așa? Mă, frate? Păi tu de unde cine ai tu poza jurat pe tine? Păi, nu, pe nu, aici, deci nu, frate, nu cu tu pleacă, nu, tu ar trebui să pleci. Păi, deci te rog, nu, tu ai intrat în viața mea, mă! Deci tu ai intrat în viața mea! Păi, ia plecați, mă, de aici! Și dacă, și dacă te-a înșelat cu mine, mă, ce? Mie mi-a zis că mă iubește și că o să te lase pe tine. Aici e casa ta? Nu, păi și atunci, dar cu ce drept mă filmezi tu pe mine, mă? Mi-a cerut voie să mă filmez? Ești pe un spațiu public! Băi, tu trebuie... Băi, ia mâna din părul meu și lasă-mă! Ești o ce? Îți place ce faci? Zi, Marius, îți place ce faci că mi-ai adus camerele și mă faci de râs? Mi se pare mie sau ești aici în apartamentul lui? Astea nu-ți dovezi iubire? Da, astea nu-ți dovezi... Asta e, ce să-ți mai spun? Da, așa? Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Frățică, du-te, fă-ți băgăjelul da, și du-te la ea. Mine. Și după aia tu să nu mai vii la mine, ai înțeles? La tine? Păi n-am ce să mai vin la tine, lasă că o am ce ți-a greșit, mă, soția ta? De ce-i vorbești așa? E tânără, ce vorbești așa? Ce vorbesc eu? Ce vrei să iei tu? Vrei să iei și tu? Ești tare nesimțit. Păi asta e un nesimțit și un ingrat aia. Bine, bine, nu întoarce, frate, spatele. Da, hai că arăt bine. Păi iau ce bine dau pe cameră. Lasă că dai bine pe cameră, nu dai bine pe cameră, dar uite că ți-ai bătut joc.
Florin, ce vin are băiețelul lor, a? Dar ce treabă am cu copilul? Da, ce treabă ai? Și ce o să faci? Îl crești tu? Băi, dacă pe masă am cadou... Nu trebuie, mă, să-l scari până. Nu mă las că crește taxul, că de-aia are tată. Păi bună, crește taxul. Păi... Abar n-ai ce înseamnă un copil să crească așa. Lasă-mă că are tată, îl crește, are bani. Păi bune, și de ce să n-aibă și o mamă? Nu, de ce să nu fie ambii părinți, că așa ai tu chef? Uite, frumoasă acolo. Ce, va muri? Mă, să ia acolo, ia uite. Și mă, să e frumoasă, crede-mă. Soția ta cu ce ți-a greșit, mă? Soția mea? Ce nu mai era ok? Băi, și care e chestia? Că am stat atâția ani lângă ea, am încercat să facem, ani. Să diversificăm. 3 ani. Da, frate, 3 ani. Wow, 3 ani. Te-ai da, chinuit și mult. Nu că m-ai chinuit, frate, dar dacă femeia nu diversifică tot lucrurile în pat, logica și bărbatul, na, frumoasă, drăguță, sexy, meserie. Bună, știi, ea spune același lucru despre bărbatul. Te-ai făcut de râs. Singură te-ai făcut de râs. Să vii să vorbești cu mine. Am vorbit de atâta ori cu tine și n-ai vrut, nici n-ai vrut să mă asculți, Delia, nici n-ai vrut să mă asculți. Asta, asta merit eu, că sunt un soț iubitor, muncesc, îți fac toate poftele, da? Și de ce ai venit cu Alexandra? Ce treabă are ea încă, nici ea noastră? Ea nu trebuia să afle și ea ce se întâmplă? Ea nu trebuia să afle și ea ce se întâmplă? Băi? Ea nu trebuia să afle ce se întâmplă? Cum adică? Băi, du-te la bărbatul tău, ce ai? Ea nu trebuia să afle ce se întâmplă? Păi, vină în coa, mișcă-te-n coa! Să-ți iei lucrurile, să-ți iei lucrurile și să pleci din casa mea! Copilul rămâne la mine, da? Deci vină în coa, mișcă-te-n coa! Să te duci la măta, să te duci! La măta să te duci! Nu e copilul meu, că tu nu știi stare să ai grijă de el! Am văzut tot cum îl lași, cum ai grijă de el! Tu nu ești mamă pentru copilul meu! 7 zile stă la mine! 4 din 7 zile. Doamne, ce nebun! Să-ți iei, să-ți iei boarfele și să pleci la măta. Tu te gândești că tu ai venit în adică căsnicile noastre să ni le strici? Tu te culci cu el în casa ta, în care îți crești copilul. A devenit treaba mea în momentul în care bărbatul tău m-a angajat, ok? De la sine. Timuleți vorbește de la sine. Așa ce mai ai de spus? Ce mai ai de spus? Unde ai văzut că m-am pupat cu el, așa, și unde? Mare brânză. Arată-le, Ernest. Lași pe copil acasă, le ia. Minți tatăl că, virgulă, copilul este la bunică. Și te întâlnești cu el. Da? Știi bine ce ai făcut. Știi bine ce ai făcut. Da, dacă vrei să recunosc că nu văd nimic decât stăm la cafea, dar da, da? Foarte bine. Bă, așa ești tu prieten, mă, așa ești tu prieten. Bă, cum ai îndrăznit, mă, cum ai îndrăznit, mă? Vino, mă, încoace, vino, încoace, dacă ești bărbat, mă, tu ești muiere, mă. Tu te culci cu el în patul te lor. Te culci în dormitorul meu. Și să mai fie el. Împreună. Faptul că mi-a arătat niște imagini. Ați avut că a sunat el, că a fost băiat deci finuț. Deci faptul că ai avut niște da, imagini cu mine și că tu mă ce faci? Cu el, pe nu bune. Dovedesc nimic, da? Dovedesc faptul că tu ți-ai lăsat copilul în grija unei persoane. Și e treaba mea ce ai plecat cu amantul tău. Meu. E și treaba lui, nu e doar treaba ta. Nu e doar copilul. La muncă, unde să fie? Ăsta. Bă, ăsta e un pap pe lapte, mă, ce trebuie să vorbești, mă? Tu ești stare să-i faci un copil nevestei tale, mă. Tu ești cea care a fost infidelă. Tu ești cea care... Poate să bage, eu nu zic nu, dar copilul rămâne la mine. Florin este băiatul meu. Deci rămâne niciun copilul la tine. De ce ai mai făcut un copil? Tu nu ești stare să ai grijă de el. De ce ai mai făcut un copil? Pentru că relația dintre noi nu mai mergea și am încercat să-i explic, să-i arăt și el tot pur și simplu nu înțelegea. Genială idee, nu mai funcționează relația și faci un copil, nu? Ca să ce? Tot auzi ce spune? Ce să-i spun? Relația între noi nu mai mergea la un moment dat. Eu am crezut că un copil o să ne lege și o să ne sudeze relația mai mult. Păi și de ce îți bagi joc de copilașul ăsta? Că petreci foarte puțin timp cu el. Pentru că el este la muncă tot timpul. Eu nu vreau să stau tot timpul la cratiță, să șterg copilul de... Să, eu nu... De ce l-ai mai făcut? Ca să ce? Ca să legi pe el de tine? Pentru că eu credeam ca femeie că asta o să întregească relația dintre mine și Marius. Și băiețelul tău ce vină are? Nu are el nicio vină, de asta nici nu-i dau lui, că el nu are cu ce să-l crească. Și tu cu ce ai să ai să-l crești? Că până acum te-am întreținut eu. Până acum te-am întreținut eu, nu te-am întreținut, Andrei. Mă mut unde vreau eu cu ea, da? Am da, condiții, cu ea? Da, mă descurc. Și ai ieșit de nevastă? O iau și de nevastă. Și faci un plod? Îi fac și un copil, da, ca să avem un copil frumos, de ce să nu? Dacă tu n-ai fost în stare să faci un copil în atâția ani, fac cu ea. N-am fost în stare. N-ai fost în stare să faci un copil, frate, un copil. Unu? Să fac cu ea. Ia, un copil. Ce să stai, mă? Ce mi-arunci, mă? Ce că n-am fost în stare. Ce e asta, mă? Tu te mă dai că tu nu crezi așa citești? Ceva. Nu crezi? Da, mă, mai vrei, do- da, mai vrei o dovadă? Unul de ăsta și da, ia uite, altă dovadă, ia uite aici. Mai ai nevoie de dovezi și de alte dovezi? Dacă ai fi fost pe acasă, în ultima lună, ți-ai fi dat seama că mie mi-a întârziat.
Dar tu n-ai mai dat importanță, că erai preocupat probabil de menstruația Deliei. Astea sunt ale tale? Da, sunt ale mele. Și de când știi chestia asta? De câteva zile. Da, acum tu rămâi cu Delia, eu îmi văd de viața mea. Încetează, de când știi atât de chestia asta? Tu îți bagi joc de mine? Nu, nu-mi bagi joc de tine, tu îmi bagi joc de mine. Adică tu ai un copil cu noi, avem un copil și tu nu spui? Da, urma să-ți spun peste câteva zile când făceam 3 ani. Ce sunt astea? Eu nu te șantajez. Băi, deci stai o secundă, nu, serios, de când știi de chestia asta? De câteva zile, tocmai. Alea, vin cu acea trăghie, hai să vorbim, nu se poate așa. Nu, deci eu nu stau de vorbă cu tine. Băi, deci tu, noi avem un copil și tu ai ascuns chestia asta de mine? Și tu ai ascuns chestia asta de mine. Tu da. Băi, aș vrea să Vezi cu cine vrei tu să crești copilul meu? Gata, ți ajunge. Stai mă să vorbim. Vino cu acea trăghie. Pleacă mă cu aia de aici. Deci trăghie, gata, calmează-te. Nu? Băi, deci orice bărbat greșește. Ai dreptul și... la un minut să-mi dai o explicație. Bine, lasă-mă să-ți vorbesc. Te ascult. În toți anii ăștia știu foarte bine că am făcut tot posibil să fim fericiți și să te fac fericită. Am călcat strâmb că n-a m-a atentat, ca tot orice bărbat. Dacă te-a tentat, acum o să te mai tenteze de câteva. Nu o să mă mai tenteze. Copilul, faptul că mi-ai făcut un copil e cea mai mare bucurie și o să îți jur și îți promit că o să-ți fiu alături și o să te fac și mai fericită de atât. Înșelându-mă deci, cu altele? Nu, sau cu alte prietene? Jur că nu te mai înșel, jur, dar nu știu ce să mai zic, m-a luat tremuratul. Crede-mă, Andrei, nu mai ține cu figurile astea la mine. Uite-te un la copil mine. Pe mine nu mă ține legată de un bărbat. Da, copilul poți să-l crești singur, că altfel nu-l păstram. Cum să-l crești singur? Ce e copilul nostru? Deci, nu contează, Alexandra, nu contează, poți să faci e la asta, mine în burtă, da? Nu e la tine. Da, e copilul meu, n-ai cum să-l pleci să-l iei așa, tu să cine pleci ești? Nu știu cine ești, nu știu cine ești. Putem de aici, Alexandra, cu cine l-ai făcut atunci? Nu-i cu mine? Ba, cu tine, și atunci, că eu nu înșel. Cum nu știi cine sunt? Cum nu? Pentru copilul ăsta eu nu știu cine ești, pentru că tu în timpul ăsta te-ai mai culcat și cu Delia. Am făcut o prostie pe Delia, eu. Da, până acum vrei să te muți cu ea, să-i faci un copil în toate găurile. Lasă că zi-o mea, măi, Bita, tu crezi că pui botul la tu? Știu că eu sunt mai nebun, așa mai glumesc. Nu te mai scuza. Hai, lasă, nu. Hai să vorbim, nu, hai să mergem să vorbim. Am vorbit, o să fii tătic. Ok, hai și o să fim împreună, să creștem copilul împreună. Tu știai? Ți-a zis? Ți-a zis Alexandra? Și acum de ce plângi? Vrei să te despargi de mine? Acum de ce plângi? Du-te la el. De ce plângi? Că eu nu te mai primesc. La mine în casă n-ai ce căuta. Păi deci nu am nevoie de tine, lasă-mă! Păi și de ce mi-ai făcut un copil? Tu înțelegi că-ți bați joc de copilașul ăla? Copilașul ăla are nevoie de voi. Pentru că oricum are nevoie de voi de amândoi. Meu. Dar eu nu vreau să stau la tradiță. Nu te gândești că ești un pic prea egoistă în momentul de față? Vă jucați cu copilul de-al meu, de-al tău? Ce faceți? Traiți o linie pe el, îl tăiați în două? Are nevoie de amândoi. N-ai să vezi. Ba da, și n-ai să vezi nimic. Și nu vrei război nimic cu mine, că ai văzut că atunci când vreau ceva reușesc. Ai declarat? Uite-te, alea sunt dovezile așa, pe care le voi prezenta. Așa, și nu poți să întreții copilul din ba salariul da, pot, tău. Eu pot, nu, eu nu pot. Pot. Că nu o să-l întrețin doar din ajutorul tău de 8 milioane. De la stat, nu. Ce ți-a lipsit? Ce ți-a lipsit cu el? Ce ți-a lipsit? Din ăla nu poți, în niciun caz. Vede doar familie și atât. E căsătorit, are un copil. Să vadă. Bagabante la colț de stradă, ce ai vrea da, să văd? Dar cât a fost ultima noastră vacanță singur, numai noi doi? Vrei să avem o relație normală? Angajează-o bună, ca toți oamenii normali din țara asta. Păi nu poți să, păi nu pot să angajezi o bună, că trebuie să-ți dau ție bani să-i dai lui maică ta. Am văzut pe filmare, arată Ernest, te rog frumos, când îi dă bani lui maică sa. Eu știu despre ce discuție e vorba, dar să i-ai știi că mama are dreptate. Da, păi uite-te că acum și în situația mie de ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai spus? Băi, are și mama nevoie de niște bani. Situația de ce? Asta, în situația asta, tu pe mine mă dai afară. Eu unde îl cresc pe Florin? Că tu nu ai vrut să pui apartamentul și pe numele meu, deși sunt soția ta. Păi mai bine am făcut că nu l-am pus, uite de ce! Florin de ce? Este băiatul meu și nu ți-l dau, să-ți intre bine l-ai în făcut? Cap! Cu cine l-ai făcut? Cine e tatăl? Cu el am făcut, normal cu el! Se pare că ești egoistă când că nu hotărăști doar pe tu? Tine.
în acte, pentru că uite ce făceam. Pentru că uite ce? Uite ce faci, uite ce faci, pentru ce? Băi, hai te rog, hai să discutăm fără cameră, te rog eu. Marius. Da. Ce vrei să mai discutăm? Ce vrei să mai discutăm? Noi doi, noi nu vreau nici nu vreau să te văd în fața ochilor, Delia. Băi, băi, e scârbă de tine, Marius, Delia. Trebuie să înțelegi că noi nu vreau să te văd. Dar băi, nu ai cum să-l crezi, vreau mai copilul nostru, ce e nebunit, Alexandra? Vii și mi-l arunci în față, mai bine nu spune. Lasă-mă. Lasă-mă în pace. Nu poți să te las, deci rămâi aici, Alexandra. Deci rămâi aici, vorbești cu mine. Ia-mă mâna, pleacă de aici, mă, frate. Brusca. Simplu. E sărcinată, nu Alexandra, rămâi aici! Vino să vorbim, te rog! Știi că a văzut tot ce ai vorbit, ți-ai spus frate, despre ea tot! Lasă-mă, vorbit! Tu ce mai vrei? Lasă-mă de pace, du-te cu Andrei al tău! Du-te Andrei al meu? Băi, Andrei, ia-ți naiba nebună! Mișcă-te! Băi, de ce încetează, Alexandra? Deci tu ia mâna după mine, deci tu ia mâna după mine în momentul ăsta! Ce-ai făcut? Vezi cine mă face... Păi asta ești, că așa te-ai comportat. A, ce vrei să-ți faci? Tu mă vorbești cu mama copilului tău? Tu nu ești o mamă, păi tu nu ești o mamă, că n-ai fost în stare să fii o mamă adevărată pentru el. Dar poate că nu am știut cum. Și nici n-a avut cine să mă învețe. Tu unde erai? Tu ai fost atât pentru Eu am fost acolo Florin? Să muncesc, să vă ofer la tot, așa, la tot și, în viitor. Și copilului și ție să plătesc rata la apartament. Apartamentul tău. Garsoniera maică-tii și tot așa mai departe. Ea trebuie să muncesc pentru asta. Mama a avut dreptate. N-a avut nicio dreptate, maică-ta. Și dacă tu îți dăzeai o amandă și pe mine mă aruncai în stradă cu tot cu copil? Uite că eu nu mi-am găsit. Eu tot pe tine am vrut să te iubesc, dar tu nu vrei. Tu nu vrei. Măi, ți-am zis că vreau să vorbesc cu tine să lămurim situația. Ce vrei să lămurim? Fără camere, mi-ai adus camere să ce? Nu puteai să vii? Ca să am o dovadă și eu mai târziu când vreau când îți voi lua copilul. Dar puteai să vii tu personal, nu o să-mi iei, nu o să-l iei pe Florin. Florin este copilul meu, nu știu ce, nu înțelegi. Este al meu. Este făcut împreună, dar este al meu pentru că tu nu ai avut grijă de el. Tu ai avut grijă de Eu cred că tu nu vrei război cu mine. Eu îți spun încă de pe acum. Florin este copilul meu pentru că eu l-am purtat, pentru că eu l-am născut, nu tu. Da? Da, fără mine nu făceai nimic. Nu fără mine nu făceai nimic. Sigur, nu fii atât de sigur și nu deschide păi un război atunci, pe care atunci nu-l mai eram, duce. Atunci nu mai eram o familie dacă nu-l făceai cu mine. Oricum n-am fost o familie, că tu ești toată ziua, bună ziua, plecat. Ba la muncă, ba în delegații. Și ce e atâta de greu de înțeles? Păi să vorbesc cu ea, frate, am un copil în acum, wow, ai un copil, ți-ai dat seama, bro, s-a sucit masa acum. Te rog eu, calmează-te, Alexandra, și nu mai plânge. Te rog. O să fim bine, o să lasă-mă fim în pace, deci lasă-mă în pace, dispar. Nu vreau să te văd. Dar stai mă să vorbim, nu poți să reacționezi așa cum la o greșeală, Alexandra. În momentul în care ai repetat, deci, în momentul în care ai făcut-o odată, o să fie și a doua ori, și a treia oară. Nu o să fie, îți jur și îți promit că nu o să fie. Degeaba, mi-ai spus și că mă iubești în lună și dar în stele. Dar te iubesc. Te iubesc, da? Că pentru că orice greșeală am făcut, tot lângă tine am fost. Și eu de ce te-am înșelat pe tine? Ok, îți sunt recunoscător. Ai fost primul meu bărbat din viața mea, da? Nu o să mai fac. Am greșit, iartă-mă, te rog. Simplu, nu? Iartă-mă, da. Ce Dumnezeului mare, nu? Cu păi băiatul. Da. Deci da, dat seama că a greșit, nu? Da, trebuie și iertat. Amigo, vorbești prostii. Tu poate nu știi cât de tare ai rănit-o pe soția ta. Păi bun, și acum ce să fac, mă, frate? Am greșit. Trebuie să mă ierte, că avem un copil. Nu, nu, nu. O greșeală e când nu știi ce faci. Tu ai știut foarte bine ce faci. La tine se cheamă că ai premeditat. Da, și te-ai dus în prostia asta, destul de mult. Și tu ce vrei acum? Vrei să te iert, să trec, să șterg cu buretele sau ce vrei? Nu vreau să mă iert, dar vreau să mai acorzi o șansă căsniciei. Gândește-te la Florin. Asta nu e căsnicie, asta nu este căsnicie, Delia. Asta nu e căsnicie, eu nu pot să stau cu o femeie degeaba lângă mine. Trebuie să înțelegi că și tu ai greșit. Nimeni nu înșală dacă nu are un motiv. Da, eu, da, m-ai înșelat, care-i motivul? Eu te-am înșelat cumva? Mi-ai plătit cu aceeași monedă sau ce vrei să spui? Nu trebuie să fie neapărat asta, pur și simplu am crezut că nu te mai iubești, am crezut că dacă fac asta... Și puteai să-mi spui, băi, eu nu te mai iubesc! Și hai să făceam? Ne despărțim. Și ce făceam? Așa, așa ai preferat să mă mulci de bani și de colo și de colo, duci și la maică ta, trage nu și pentru adevărat. Tine. Mama avea nevoie de bani și dacă ți-aș și fi cerut pentru mă întreb, băi, mama... Nu puteai să-mi spui, băi, așa, mama are nevoie de niște bani. Mi-ai fi spus, da? Da, bineînțeles. Bun, ok, atunci de ce ești supărat? Este că nu ți-am zis? Că mi-ai ascuns, da, că m-ai mințit în continuare. Uite, ți-ai aflat acum, ai adus camere și toate. M-ai mințit în continuare, ai preferat să mă ascunzi. Copilul ăla poți să crească fără tată, ce ai? Gândește-te la chestia asta. O să fii și alt bărbat, că nu e singurul bărbat de pe planetă. Poți să crească cu alt bărbat, ai nebunit? Așa bine. Poți să crească cu alt bărbat, copilul meu, ce ai? Nu ai creier?
Nu se poate așa ceva. Nu, e copilul meu. Nu te-am jignit, nu, e copilul meu și cu mine să mă crești. Și ce o să faci? O să mi-l scoți din burtă și o să zice copilul meu? Nu, nu băieți așa copilul meu. O să rămânem împreună și să avem familia fericită împreună. Cine ești tu să-mi faci mie viața? Tata copilului tău. Da, și eu dacă acum mă duc frumos și fac ceva și nu mai e nimic, ce faci? Cum să faci așa ceva? Ce ai nebunit? Cum să faci așa ceva? Deci, nu, da. Să faci, mă, să-mi omori tu mie copilul. Nu te da mă la mine. Hai, te rog să mergem de aici, că nu mai am ce discuta cu tine. Hai să vorbim noi doi fără camere. Ții lucrurile și te duci la mămicuța ta. Nu, nu mă duc nicăieri. Te duci la mămicuța ta. Eu am nevoie de liniște. Să mă calmez după tot. Florin stă cu mine acasă, îmi iau o săptămână de concediu, da? Stau cu el acasă. Tu nu mai ai, gata. Tu nu mai ai dreptul la el. Cine spune asta? Tu? În curând va spune și instanța același lucru. Deci tu ești că poți și nu vrei deci să înțelegi. Deci în seara asta ții lucrurile și pleci. Nu mi-au niciun lucru, e și casa mea, este și casa mea pentru că am trăit acolo împreună, da? Nu, acolo ai trăit cu altcineva, nu cu mine. Păi, nu am ce Marius, să mai discut cu tine, mai distrus, ai distrus familia asta, mai terminat cu totul și psihic și fizic, nu mai vreau să mai discut cu tine, mai terminat, mai distrus femeie. Te rog, ok, bun, am greșit, recunosc. Ce să-i spun copilului, că mama lui e o depravată? Ce să-i spun? Ce să-i spun? Dar ce să-i spun, că mama lui a fost o divă, o zână? A dat mașina peste ea și a plecat din viața noastră. Ce vrei să-i spun copilului meu? Dar nu trebuie să se ajungă aici. Hai să discutăm. Hai fără camere. Te rog eu frumos. Ce ai de gând să faci? Rămâi cu soția ta? Nu, în niciun caz nu rămân cu ea, să-și ia lucrurile și să plece. Bine, dar eu dacă mi-au lucrurile, eu iau și pe Florin. Nu asta iei, nu, pe Florin clar. Nu ai să-l iei. Da, nu ai să-l iei. Nu ai cum să-l ții. Nu ai cum să-l iei. Da, lasă că eu te-am stai liniștită, că am. Am vorbești despre copilul tău ca și când ai vorbit despre o minge de ping-pong. Păi el vorbește așa, nu eu, Ernest. Nu e îndreptățit în momentul de față, după ce ți-ai bătut joc de omul ăsta. Nu am bătut joc de nimeni. Nu vreau să te mai văd, înțelege, mai distrus și nu te mai vreau în viața mea. Nu te mai vreau în viața camere. Mea, te rog frumos, nu mai, e scârbă de tine, nu pot să stau lângă tine, ce nu înțelegi. Nu te mai vreau în viața mea. Ce facem, Marius, mergem? Mergem acasă, vreau să-mi strâng copilul în brațe. Marius, vreau să vorbesc cu tine fără camere. Să-mi iau copilul, să-l serios. Strâng în brațe și să uit de tot ce a fost. Nu la personal, da? N-am nimic personal cu tine. Băi, Marius, te rog eu frumos. Gândește-te Marius. Bine, e un copil la mijloc, gândește-te bine. Nu pot să las copilul cu astfel de femeie. Ok, nu, eu nu zic mamă. Să rămâi cu ea, dar gândește-te bine ce o să faci. Mergi acasă, va întreba de mamă. Gândește-te bine, nu lăsa zarurile să cadă așa. Încă e mic și pot să vorbesc cu el, să-l fac să înțeleagă în diverse lucruri.